Hei, dragilor, sunt Regine și bine v-am găsit la Tipul de Pony la Muzeu. Vă urez vizionare plăcută! Tipul 1. Cel care întotdeauna se plictisește. Gata? Stai că încă nu m-am uitat la toate. Ai, bă, cum mă plictisesc? Dar, efectiv, tu te și tu și uite la ceva care îți place. Mă plictisesc uitându-mă la chestii. Hai, bă, distrează-te, am venit aici ca să petrecem o duminică frumoasă. Dacă zici tu. Gata, hai să plecăm. Ai, te rog, mai stai puțin. Deci eu chiar vreau să mă uit la toate lucrurile. Dar tu, de ce stai atât dacă te uiți la o chestie? Nu știu, mi se pare interesant. Trebuie să te uiți în detaliile, ele sunt vechi, sunt ciudate. Poate-s puțin ciudate, dar sunt artă. Lasă-mă pace. Eu mă plictisesc, mai odată. Stai, scot telefonul să fac o poză. Mamă, îmi faci o poză cu statuia asta? Bine, fie. Gata, hai să plecăm acum. Stai, vreau să fac poză mai multe lucruri. Oh! Mamă, moară de plictis. Globul muntesc. Nu-mi place. Pisică. Nu-mi place. Nu-mi place. Tipul 2. Cel care vine doar în excursie cu școala. Bun, copii, tocmai ce am ajuns în muzeu, uitați-vă la ce vă place și puteți să vă faceți poze lângă obiecte. Yay! Știi că asta vine încă din antichitate? Da. Mamă, ce nașpa e. Da, mă, numai în excursii venim aici. Dar nu poți să ne duc și mai altundeva în săptămână. Altfel venim numai la plictiseală. Drăguț. Merge. Hai să căutăm America. Bun, bine. Un cățel. Hei, Starline, nu te urca pe obiecte. Scuze, profa, să nu-mi dați nuță mică la purtare. Nu, stai liniștită. Dar să nu mai încalce regulile. Ok. O rasă. Încă n-am găsit-o. Da, încă din antichitate. Păi, vezi să nu ne spari, sunt foarte fragile. Scuze, dar toată lumea cade aici. Da, știu, am observat tot timpul. Mamă, dar trebuia să ne duc și pe noi undeva, nu știu, la un carusel. Da, adevărat, niciodată în săptămână altfel nu ne duce la carusel. Nu, ne duce numai la chestii de-astea, muzee și chestii turistice, mă plictisesc. Da, și eu. Tipul 3, gălăgioșii. Bun, copii, să fiți cuminți, eu mă uit la pasărea aia. Stai să dau mai tare că n-am ud. E prea multă gălăgie. Sos, în cantități industriale. Sos, femeia ta îmi dă târcoale. Doamnă? Poftimați, zici ceva? Cu mine vorbeați? Da, doar că nu m-am auzit de copii dumneavoastră foarte gălăgioși. Sunt gălăgioși, nu sunt gălăgioși. Și atunci de ce ascultă lucruri pe dispozitive și fac atâta gălăgie și sar și urlă peste tot? Sunt copii, doamnă, nu știți cum sunt copii și dumneavoastră sunt sigură că aveți, așa sunt toți copii. Nu e adevărat, copiii trebuie să fie educați, dumneavoastră trebuie să-i educați. Dacă nu, trebuie să vă dau afară pentru că încălcați regulile. Dar nici măcar... plătiți cu bani, nu mai putem să luăm o discuție logică. Băi, dacă ați dat bani la intrare, nu înseamnă că trebuie să faceți gălăgie. Restul oamenilor nu se mai bucure de liniște asta din muzeu, nu știu cum să explic. Nu e voie. Am dat și bani degeaba, hai copii, hai acasă. Sos! Blalala. Tipul 4, pasionatul. Oh my god! Mulțumesc din inimă, mamă, că m-ai adus aici de ziua mea. Stai,
Strălucește. Mă bucur că ești fericită. O să-i spun afară să beau și eu cafea. Ok, mami? Să fii cu minte. Logic. Mor! Raiul pe pământ! Trebuie să fac o poză neapărat. Unde mi-e telefonul? Mami, dă-mi telefonul! Poftim. Selfie cu rața. God. Mor, câte antică o fi asta? Oh, uite doar cât de galbenă e pânza. Sigur este super veche. Cred că datează din anii, nu știu, dar totuși. O să leși. Aoleu, nu știam cum se întâmplă asta. Tipul 5, turiștii. Hai, fată, să facem poze, să ne lăudăm că am fost în România. Uite un glob pământesc. Dar asta poate exista în orice țară. Adevărat. Asta clar e mai de România. Da, ai dreptate. Bun, hai cu următoarea, repede. Trebuie să le facem pe toate. Da, și să le urcăm pe Instagram. Exact. Următoarea. Dar stai, nici măcar nu este acolo, mâniei. În fine, hai să facem poză. Super. Cum se întreabă în română cine știe unde e baia? Habar n-am. Oh. Cine știe unde e baia? Da, clar, nimeni nu înțelege nimic. Viața, trebuie să ne ducem să căutăm singuri baia. Nu e aici. Scrie ceva pe ambele uși, dar nu-mi dau seama unde e pentru bărbați și unde e pentru femei. Intrăm în amândouă și vedem ce găsim. Ok. Tipul 6, hoțul. Mai jos un pic. Hai, aproape. Puțin. Băi, mai jos! Am ajuns. Aia sigur valorează milioane de euro. Dacă aș putea să o car, ar fi și mai bine. Trage! Trage, bă, prostule! Hei, stop! Poliția! Poliția, mâine sus, ești arestat pentru furt. Hai, o tată! Sus, trage! Băi, înapoi, jos! Da, sunt bun, nu-și văd nimic, serios. Sper că v-a plăcut acest video, vă mulțumesc mult pentru vizionare, ne vedem data viitoare și nu uitați de like și să-mi spuneți pe Instagram în care tip vă regăsiți voi. Sau nu neapărat pe Instagram, puteți să-mi scrieți și la un episod de gaming pentru că acolo comentariile sunt activate. V-am pupat, vă iubesc și ne vedem data viitoare, pup!